Cel mai toxic produs pe care foarte mulți români îl cumpără din magazine și îl consumă regulat. Potrivit ultimelor studii din domeniu, consumul regulat de alimente din cutii de conserve crește nivelul de bisfenol A, o substanță organică care este foarte dăunătoare pentru organismul uman. Conform playtech.ro, foarte mulți români din nefericire consumă conserve la cutie, iar acest lucru este foarte dăunător corpului uman. Conservele la cutie cresc nivelul de bisfenol A, care este o substanță foarte dăunătoare pentru organism. Bisfenolul A este o substanță care intră în componența unor materiale plastice. Cutiile metalice de conserve sunt de regulă căptușite cu un strat subțire, de asemenea material plastic, care are rolul de a preveni ruginirea și a păstra produsele proaspete. În plus, bisfenolul A se regăsește în unele ambalaje de băutură coritoare, sticle de plastic și doze metalice. Ultimele studii arată că acest compus trece din stratul de metal plastic în alimentul din cutie, fiind astfel absorbit rapid în organism. Tot mai multe studii recente indică că acest lucru afectează echilibrul endocrin al organismului. În Uniunea Europeană, utilizarea bisfenolului A a fost interzisă până în prezent doar în plasticul folosit la fabricarea biberoanelor pentru sugari. De asemenea, bisfenolul A este clasificat în Uniunea Europeană ca substanță cu efecte toxice asupra capacității de reproducere. Toți producătorii, importatorii și furnizorii trebuie să clasifice și să eticheteze amestecurile care conțin bisfenol ca fiind toxice pentru reproducere, categoria 1B, începând cu anul 2018, relatează playtech.ro.